noi fiilor vii la adăpostim, stăpâne, căci nu știm ce va fi nici azi, nu știm ce va fi mâine. Pășim pe urma ce ai lăsat pe mijlocul de cale, pe ea noi pasul nu-l avem mai clătinat, agale, pe ea el este mai grăbit, împins de o dorință, de a avea noi zi de zi, mereu, doar biruință. Doar din cuvânt azi ne hrănim, e mana cea cerească, ce poate în noi credința ea mereu doar să o crească. Ne adăpăm din ape vii ce s-astăzi nesecate, căci noi de tine, Dumnezeu, nu stăm nici când departe. Pe brațul tău ne adunăm, ca să ne treci de toate, căci doar pe el, de măr, de munți, ne treci tu, împărate. Doar lângă tine noi vom sta în orice vreme venite, cu toții știm, departe nu-s acele infinite. Și răbdător doar așteptăm din nou a ta venire, ca să ne duci în nesfârșit de milă și iubire. Dar până atunci ne întărim cu tine în credință, căci știm, aproape e ziua cea de mare biruință. Amin, slavă Domnului! Domnul să binecuvinteze! Amin! Slăviți să fie Domnul! Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de Tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate în sărul de harul său. Ține minte întotdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că nimeni nu-i la fel ca tine, nici când zâmbești. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că ai un rost și o chemare așa cum ești. Ai fost dorit de Tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate în senul de harul său. Ține minte întotdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că ești un fir de păpădie, de vânt purtat. Dar nu uita, niciodată nu uita, că prețul tău e jertfa crucii ce te-a salvat. Ai fost dorit de Tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu.
Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte, întotdeauna ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Pentru sănătatea dumneavoastră spirituală, vă rugăm folosiți Scriptura, luați notițe și împliniți cele auzite. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Vă dorim audiție plăcută. Ascultați și cuvântul Scripturii, mesajul învățăturii din această seară. De aceea m-aș bucura să fie cât mai multe camere deschise, să mă văd așa ca într-o adunare să fim. Dacă pot să zic așa, altfel mi se dă și harul, cred că dacă vorbești la camere închise, parcă e mai greu, nu? Așa că Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei ce puteți să deschideți camera și să fiți cuplați la părtășia din această seară. Slăvit să fie Domnul! Pentru aceasta o să citim un cuvânt din Cartea Genesei, capitolul 12, să citim primele 3 versete împreună pentru tema serii și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău, și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Amin. Doar cele 3 versete pe care le-am citit, care vor constitui tema mesajului din seara aceasta, cum să luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Într-adevăr, este o temă foarte interesantă și de actualitate, dacă pot să spun așa, propusă de frații care se ocupă cu planificarea textelor. Nu noi alegem textele, sunt unii care preferă să mai aleagă, dar lăsăm așa cum cei ce se ocupă, cei doi frați binecuvântați care avem cu planificarea textelor, propun și temele, subiectele care le tratăm și cum ne vine. La rând, așa vom sluji după nevoile care sunt și după realitatea pe care noi o trăim, trebuie să alese în mod special teme care să fie de actualitate, pentru că prin mesajele care le vom aduce nu căutăm să fim aplaudați sau apreciați, sau înălțați între oameni. Obiectivul acestui grup și al nostru, al tuturor, este să ne așezăm bine în voia lui Dumnezeu, despre care spunea Pavel Romanilor, în capitolul 12, cea bună, plăcută și desăvârșită. Pentru că trăim vremurile grele a zilelor de pe urmă, arătate de Pavel în Timotei, și chiar avem nevoie în multe situații să știm care sunt deciziile care trebuie să le luăm în viață, mai ales că aceste decizii am vrea să fie după voia lui Dumnezeu. Eu cred că pe fiecare dintre noi ne interesează ca deciziile care le vom lua într-adevăr să corespundă cu voia lui Dumnezeu. Știți de ce e important să corespundă cu voia lui Dumnezeu? Pentru că întotdeauna voia lui Dumnezeu aduce binecuvântare. Binecuvântare în viață. Uitați-vă la ceea ce spunea Dumnezeu lui Avram, dacă ați fost atent, în ultimul verset al treilea citit. Dacă ați fost atenți, acolo era propusă și spunea Dumnezeu, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Și ultima parte a versetului, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Este foarte important să înțelegi că e necesară decizia pe care o iei să se așeze în astfel de voie a lui Dumnezeu. În modul acesta, e sigur că nu greșești. În modul acesta, te simți împlinit. Și doresc ca într-această seară Dumnezeu să ne dea
fiecăruia dintre noi capacitatea aceasta și puterea necesară de a fi capabili să luăm cele mai bune decizii, cele mai bune hotărâri în viața pe care noi o trăim. Pentru că, să știți, viața noastră are multe capitole. Capitolele vieții sunt pe mai multe fronturi, dacă vreți, în mai multe domenii. Activitatea vieții noastre se desfășoară pe mai multe laturi, da? Etapele sunt diferite, nu? Și în fiecare etapă din viață va trebui la un moment dat, la un moment hotărât de Dumnezeu, să se ia o decizie, o decizie care să corespundă cu voia lui Dumnezeu, pentru ca lucrurile să decurgă, dacă vreți, în planul pe care Dumnezeu îl așează pentru fiecare dintre noi, nu? Vedeți, sunt situații când în unele cazuri trebuie să decidă părinții în dreptul copiilor. În unele cazuri, vedeți, este cerut consimțământul părinților la cei care sunt minori. De aceea e important să ne gândim că e foarte, foarte important ce decizii iau părinții dacă trebuie în dreptul copiilor, nu? Atunci când copiii nu sunt capabili să ia deciziile. Pentru că la un moment dat poate să decidă ceva în viață, deciziile pe care le iau părinții în dreptul copiilor. Și așa mai departe lucrurile se pot răsfrânge și va trebui în modul cel mai serios să fie căutate în toate lucrurile, deciziile după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Vedeți, sunt decizii care le iei cu privire la profesie, nu? Mai întâi la școală, dacă pot să zic așa, până să ajungi la o profesie, e importantă decizia unde înveți, care este școala care urmezi, nu? Ce-ți propui să faci în viață ca tânăr, ca elev, ca, știu eu, un viitor om în societate. E importantă decizia aceasta, pentru că de decizia pe care o iei, atârnă meseria ta, dacă pot să zic așa. Școala care te pregătește te conduce înspre un job, înspre o meserie. E importantă decizia locului de muncă, nu? Să alegi locul de muncă. După ce ți-ai terminat școala, ai deja profesia, ai diploma, ai dreptul să te angajezi, e important și locul pe care îl alegi, pentru că în aceeași profesie pot să fie mai multe oferte, mai multe locuri. Și este foarte importantă decizia alegerii locului pe care trebuie să hotărăsc să-l alegi. Este foarte important lucrul acesta. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă gândiți la aspectul acesta. Dar să știți că e foarte important ce alegi, ce loc de muncă alegi. Că s-ar putea să ți se propună, să ți se ofere, după capacitatea care o ai, unul care să fie cel mai tentant, dar nu și în același timp să fie după voia lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să decizi ceva, să faci ceva. Ce vei face? Ce vei alege? Apoi urmează capitolul 3 din viață, nu? Când trebuie să te gândești la formarea unei familii. După profesie te-ai așezat, deja ești un om capabil, destoinic să întreții o familie, să-ți iei o soție, să ai copii. Nu? E importantă și decizia aceasta. Pentru că și aici vor fi propuneri de tot felul, oferte de tot felul. Și un pas greșit în luarea unei decizii după voia lui Dumnezeu. Deci dacă nu iei decizia după voia lui Dumnezeu, te poate marca toată viața luarea deciziei. Și ca unul care sunt contactat de foarte multe surori sau frați, văd regretele care sunt în mintea și în inima multora. Ce pas greșit am făcut când m-am căsătorit. Decizii greșite. Nu? Și apoi toate celelalte cu privire la viața spirituală, nu? Este importantă și aceasta, mai importantă, dacă vreți, decât toate. Ce decizii ei în viața spirituală la care Dumnezeu ne cheamă și vrea să ne implice pe fiecare dintre noi. Vedeți? De aceea, cred că subiectul acesta este foarte important, având în vedere și crizele prin care trecem sau urmează să trecem de acum, au fost câteva, nu, criza pandemiei și acolo câte decizii n-au trebuit să luăm, să ne facem planuri și să știm ce trebuie să facem, cum să ne raportăm față de
toate bulversările care au venit peste noi, cu tot felul de propuneri, forțări câteodată, obligativități, restricții și tot felul de situații care ne-au fost puse în față, nu? Și urmează lucrurile, acum puțin s-au liniștit, dar urmează să vină poate alte lucruri mai grele, când deciziile noastre contează enorm. Contează enorm, ne vor conduce în viitor deciziile luate la o binecuvântare sau la un eșec, dacă pot să spun așa, să știți. Uitați-vă la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos și este o mare realitate. Să nu uitați niciodată, să nu vă pierdeți din minte niciodată cuvântul pe care l-a spus Domnul Iisus. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Puțini sunt aleși. Nu te bucura că faci parte din cei chemați. Gândește-te că trebuie să fii printre cei aleși. Și cei aleși trebuie să fie niște oameni speciali. Oameni speciali care vor lua niște decizii speciale în viața lor. Vedeți? Dacă revenim la ceea ce citeam, cele trei versete din Genesa 12, observăm aici că este vorba de un om, și nu orice om, un om deosebit, pe nume Avram, care a avut un moment de început, dacă vreți, că după aia au mai fost situații în viața lui când a trebuit să ia decizii și câteodată s-a grăbit și a mai făcut și sau a mai luat și decizii poate greșite în anumite situații și totuși îngăduite de Dumnezeu. Dar uitați-vă la omul acesta, cum la un moment dat, când era poate destul de tânăr, familist și fără experiență, nu se pricepea, trebuia să ia o decizie pentru că cineva l-a provocat la aceasta. Vedeți? Pune Mihaela din nou versetul 1 din capitolul 12 de Genesa. Domnul zisese lui Avram. Domnul vine cu propunerea și vine cu o ofertă și îi face o propunere. Cumva așa obligatorie, dacă pot să spun așa, nu opțională, ieși din țara ta, nu? Nu e simplu să te trezești la un moment dat că ți se impune să faci ceva. Mai mult decât a lua o decizie, este o poruncă, dacă vreți. Aici, dacă ne uităm atent la modul cum așează Dumnezeu lucrurile în versetul 1, spune, ieși din țara ta. Era ca o poruncă dată, dar el trebuia să ia decizia aceasta, pentru că îi aparținea alegerea. Vedeți, deși era o poruncă, ce n-a dat Dumnezeu cele 10 porunci, decalogul evreilor, ei, le-au dat, dar deși erau porunci, le-au respectat ei? Nu le-au respectat în totalitate. Vedeți, vreau să vă spun că primul lucru în luarea deciziei după voia lui Dumnezeu, subliniem și ascultați-mă bine, este foarte important să ne asigurăm, cine ne vorbește. Și dacă într-adevăr Domnul este Cel ce ne propune, ne forțează să luăm o decizie în viață. Pentru că nu putem să luăm decizii îndemnați de oricine sau propunându-se de oricine. Știți, în Matei 24, capitolul 24 din Evanghelia lui Matei, versetul 4 și 5, cele două versete spun niște lucruri interesante pe care Domnul Iisus le spune ucenicilor înainte de a pleca dintre ei, pentru că ei rămâneau singuri de acum și trebuiau să ia, să aleagă multe decizii în viață. Și ascultați ce atenționare le spunea Domnul. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Da? Fiindcă vor veni mulți în numele meu. Mulți, nu puțini. Și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Primul lucru, nu uita, asigură-te foarte bine în orice privință din viață că într-adevăr Dumnezeu te provoacă să iei o decizie și e sigur de provocarea pe care ți-o face Dumnezeu. Și în urma acestei provocări, în urma acestei propuneri, dacă pot să zic, sau porunci, să fii sigur că iei decizia cea mai bună pentru că Dumnezeu ți-a cerut lucrul acesta, să iei o decizie. Avram a fost conștient, nu știu, nu relatează Biblia foarte mult cum
i-a vorbit Dumnezeu atâtea lucruri frumoase. Modul, vedeți, în dreptul altor persoane, cum este la Moise sau la alți proroci, Biblia vorbește, dă câteva amănunte. Lui Avram nu arată special cum i-a vorbit. Domnul i-a vorbit. Domnul are multe metode de a vorbi. Important este că Avram a înțeles că îi vorbește Domnul, frate și soră. Pentru că sunt situații în care, nu-i așa, mulți vin în numele Domnului și să pricep să vină cu propuneri, să vină cu oferte, nu? Chiar sunt oameni care se pregătesc pentru aceasta. Și la un moment dat, știi, vine cu legitimația aceea, specializat, profesionist, mă pricep la aceasta. Nu zic eu că nu s-or pricepe, dar important este să înțelegem întotdeauna dacă deciziile de început sau toate deciziile din viață care suntem hotărâți să le luăm, le luăm în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne provoacă să luăm o decizie. Să fim siguri de lucrul acesta. Pentru aceasta este necesar să avem o relație cu Dumnezeu. Să avem o relație personală, a noastră, una personală. Desigur, sunt frumoase modurile cum Dumnezeu mai călăuzește copiii săi și mă bucur personal, am experimentat modul lui Dumnezeu diferit de a mă călăuzi în viață. Pe lângă profeții, pe lângă visuri, mi-a dat Dumnezeu și alte moduri de a mi se descoperi în situații cheie, importante, când trebuia să iau niște decizii. Am avut personal de la Domnul o călăuzire personală cu El, prin care am fost convins. Prin care am fost convins și celelalte moduri de călăuzire au fost așa ca niște mărturii clare sau ca niște, știu eu, ștampile care confirmau că ceea ce eu simțeam și mi se descoperea din partea Domnului este real. Adică Dumnezeu mai întărea acele descoperiri personale, revelații sfinte pe care Dumnezeu ne le poate da fiecăruia dintre noi. Cu condiția să le cerem, să le dorim, să le căutăm, frate și surori. Vedeți? Asigură-te foarte bine de lucrul ăsta. Nu te poți baza în viață pe călăuzirea altora, doar pe călăuzirea altora. Am văzut modul greșit în luarea deciziilor după călăuzirea doar a altora. Și mulți au falimentat în căsnicie că s-au luat doar după propunerile altora. Fie verbal, așa, ca și îndemn, fie ca și prieten, ca și rudă, fie ca și trimisul, așa zis, trimis al Domnului, să nu zic altfel, da? Care au putut să te întâmpine chiar și cu un așa zis mesaj de la Dumnezeu și în realitate să fi fost niște Hristoși mincinoși. Hristoși mincinoși, pentru că mulți, ascultați-mă, nu exagerez, cel puțin din cei români care sunteți cu noi live, multe dintre surori mi-au spus eșecul acesta în luarea deciziei, luându-se după prorocii, și nu una sau două, multe, câteodată au realizat la un moment dat gafa pe care au făcut-o în luarea deciziei și pasul în căsătorie. Pentru că numai binecuvântare n-a fost, ci din potrivă, nenorocire. Scumpii mei, nu te grăbi, asigură-te, accentuezi și insist, pentru că este foarte important. Nu se supără Dumnezeu. Nu se supără Dumnezeu să cauți, să fii foarte deplin încredințat. Știți ce spunea apostolul Pavel la un moment dat? Nu? Sunt încredințat că și în tine, îi scria lui Timotei așa de frumos. Când vorbea despre ceea ce Dumnezeu făcuse din tânărul Timotei, prin bunica lui, prin mama lui, Loise, Unice, da? Mă aduc aminte de credință, mulțumesc, Mihaela, de credința ta neprefăcută care s-a sălăsuit întâi în bunica ta, Loise, și în mama ta, Unice, și ascultați, și sunt încredințat că și în tine. Avea niște încredințări, niște argumente, era convins 100% apostolul Pavel, că Timotei avea o credință neprefăcută, o credință puternică, și era un colaborator destoinic pe care se baza.
cu care lucra în echipă și era drag să-l sfătuiască, să-l învețe, pentru că era încredințat, spunea el. Ce important este să fii încredințat. Știi ce se întâmplă când ești încredințat? Nu mai ai remușcări niciodată. Chiar dacă mai apar, normal, asta e viața deciziilor, mai apar bariere, obstacole, încurcături, dar nu ai niciodată remușcări, pentru că am fost încredințat că ceea ce am făcut a fost de la Dumnezeu și a fost bine, nu? Și te duci înainte cu nădejdea, cu speranța aceasta și vei vedea rezolvarea și vei vedea biruința, lăudat să fie Domnul. E foarte important lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute, frate și surori, să ne asigurăm în modul cel mai serios, să căutăm tot felul de situații, dar în mod special, personal, pe noi, Domnul, să ne convingă El, să ni se descopere El într-un mod personal, să fim siguri că ceea ce vrea Dumnezeu să facem, decizia pe care noi trebuie să o luăm, o luăm într-adevăr că este voia Lui și atunci nu ne încurcăm. Pentru aceasta este important să încercăm să-L punem pe Domnul la încercare, nu? Nu se supără Dumnezeu dacă îl punem la încercare. Judecători, capitolul 6, versetul 17. Pune un pic Mihaela, da? Știți, un înger ajunge la Gedeon și îi vorbește Domnul și îi spune că trebuie să meargă și să lupte, să elibereze pe israeliți din mâna Madianului. Și omul acesta, tânăr, fricos, după ce că era și se vedea așa de neînsemnat, și spune, cum să mă duc? Cine sunt eu? Dumnezeu insistă și spune, tu trebuie să te duci, eu te trimit. Și ascultați ce spune Gedeon aici. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Dă-mi un semn. Pune-l pe Domnul la încercare, nu? Cu semne, cere semn de la Dumnezeu, știu eu. Personal, cum Dumnezeu vrea, are multe metode, dar pune-l pe Domnul la încercare și caută să te bucuri de încredințarea pe care Dumnezeu ți-o dă. Slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, un alt lucru important în deciziile pe care noi le luăm. Ascultați-mă, trebuie să fim atenți foarte bine și să verificăm ofertele care ne sunt puse în față. Să fim foarte atenți la toate elementele și la toate detaliile propuse, pentru că nu ne putem băga oricum și fără, să zic așa, fără nicio bază, fără niciun suport. Trebuie la un moment dat să fim atenți la detalii, oferta pe care o pune Dumnezeu înainte. Să fim gata să observăm. Pune-te, rog, Mihaela, versetul 2 din Genesa 12, pe care l-am citit. Genesa 12, versetul 2. Să-l mai citim o dată. Ascultați ce spune Dumnezeu lui Avram. Voi face din tine un neam mare. Ăsta era un detaliu foarte important. Voi face din tine un neam mare. Nu? Știți? Mă gândesc că era, lasă-l, te rog, versetul ăsta aici, mulțumesc, Mihaela. Știți că probabil era, nu arată Biblia de cât de repede era căsătorit, dar în orice caz, trebuia efectiv să spună Dumnezeu ceva cu privire la taina aceasta, dacă vreți, a lui Avram. Posibil aveau un an, doi, trei, cinci, nu știm, de căsătorie. N-am studiat în amănunt, cu lux de amănunte, să vă pot da detaliile, că n-am socotit că sunt foarte importante. Dar pe o inspirație vă pot încredința de secretul, de taina aceasta. Avram era căsătorit și vedea că încă nu rămăsese Sara însărcinată și n-aveau copii. Și Dumnezeu vine și îi dă un detaliu foarte important. Voi face din tine un neam mare. Păi cum, Doamne, că eu n-am niciun copil? Nu contează. Tu dacă te duci și mă asculți, uite un detaliu, o taină, ceea ce numai eu știu și poate tu. Nu știu mulți cum stau lucrurile. Dar zice Dumnezeu, te voi binecuvânta. Mai departe, a doua parte a versetului, îți voi face un nume mare. După ce voi face din tine un neam mare, îți voi face un nume mare. Ce credeți că Avram, ca oricare dintre noi, nu s-a gândit la un moment dat,
să devină și el ceva, dacă se poate, în societate, în lume, nu? Câți nu aleargă după nume? Nume, mulți pun accentul pe nume. În ziua de astăzi, nu? Primar, președinte, proroc, păstor, nu știu, dați voi la toate domeniile, doctor, conferențial, nu știu ce, dați voi un nume la un domeniu de slujire, da? Fie pământesc, fie spiritual. Nu e așa că aleargă oamenii după nume. Și mă gândesc că și Avram se gândea, oare ce va fi cu mine? Ce voi deveni? Sunt un simplu Avram din familia cu tare, Sara. Și o zis Dumnezeu, din tine vreau să fac un neam mare. Și mai frumos, ultima parte, și vei fi o binecuvântare. Lăudat să fie Domnul. Detalii foarte importante. Detalii care corespundeau cu taina inimii care cred că el avea înăuntru. Se gândea, cugeta, ca un om care își propusese să asculte de Dumnezeu, să-L urmeze, să facă ceea ce vrea Dumnezeu. Cred că așa era înăuntru lui. Ascultați-mă, am pus efectiv pe Avram comparându-l oarecum cu mine. Dar ce credeți că eu, de când Domnul m-a chemat la mântuire, la pocăința asta frumoasă, nu m-am gândit să fiu și eu cineva, pentru Domnul, pentru Domnul, nu pentru oameni, pentru Domnul, nu pentru mine, nu? Să am și eu nume ăla, numele ăla de copil al lui Dumnezeu, de rob neînsemnat, dar să fiu a lui, nu? Să fie a lui, ce nume mare, ce valoare, ce binecuvântare, nu? Să fiu o binecuvântare. Ei, te gândești la toate lucrurile astea și numai Dumnezeu îți știe dorințele inimii tale dacă ești un om sincer. Astea niște detalii foarte importante. Eu zic că e important să te uiți atent la elementele, la detaliile ofertei, pentru ca să poți să te încadrezi, să vezi, corespunde oferta cu ceea ce, cu simțămintele mele, pentru că eu caut să iau o decizie, eu am un plan pe care îl fac, dar nu mă pot grăbi până nu sunt convins că trebuie să intru în tocmai cum vrea Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! De aceea este foarte frumos să înțelegem că Dumnezeu are detaliile Lui pe care ni le oferă ca taină. Și atunci e frumos când se întâmplă miracolul acesta al tainelor noastre descoperit, pus în față, așezat de Dumnezeu, adică prin oferta pe care Domnul ne-o pune în față, în decizia în care noi o trebuie să o luăm, găsim elementele, detaliile alea de viață, detaliile alea de inimă, de ceea ce ne satisface, de ceea ce ne împlinește, de ceea la care am cugetat mult, ne-am gândit, ne-am propus, am făcut juruințe, am luat hotărâri, poate, și am zis, ca Iacov, nu altă dată, dacă va fi Dumnezeu cu mine, dacă îmi va da, dacă îmi va face, îi voi face, îi voi da. Vedeți? Ce interesant! Ce interesant! Erau niște revelații acolo pe care Iacov le-a avut. În noaptea aceea, în pustiu acolo și îngerii aduceau mesaje, dacă vreți, și erau ceva special. Dar toate astea le-au marcat pe Iacov. L-au marcat pe Iacov enorm, încât l-au pus în situația aia să ia niște decizii în viață și să spună lui Dumnezeu. Nu l-auzea nimeni decât Dumnezeu din cer, că era singur acolo. Și-o zis, dacă tu ești cu mine după cum te-ai descoperit și am văzut că e frumos în prezența ta, detalii frumoase, nu? Dacă Dumnezeu va fi Dumnezeu cu mine, mă va păzi, mulțumesc, Mihaela, în timpul cărătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. Și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Și toate celelalte, uitați, piatra aceasta am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu. Îți voi da zecea parte din tot ce îmi vei da. Doamne, ce detalii se scot la iveală, ce dorințe, ce decizii, ce hotărâri parcă, angajamente, juruințe, dacă vreți. Nu spunea psalmistul, faceți juruințe și împliniți-le. Fiți foarte atenți la detaliile oferte. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți să intrați și să luați decizii fără să aveți detalii suficiente. E important lucrul acesta. Apoi, în al treilea rând, sau oricâte ori au fi, fii gata să
accepți planul lui Dumnezeu pentru tine. Fii gata să-l accepți după ce vezi că ți se potrivesc detaliile, da? Pasul care l-am dezbătut, celălalt dinainte. După ce l-ai pus pe Domnul la încercare și ai verificat și ai văzut că într-adevăr personal ți-a descoperit, te-a încredințat 100%, apoi urmează, fii gata să accepți planul lui Dumnezeu. Și acceptă-l așa cum ți-l propune El. Schița lui Dumnezeu și planul lui, ia-l exact cum ți-l pune El în față. Nu căuta ajustări, nu căuta improvizații la planul lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, e foarte important. Când Dumnezeu are un plan pentru noi, El e suficient să se descurce singur să ți-l facă. Spuneți-mi, vă rog, nu a fost Noe omul neprihănit pe care l-a iubit Dumnezeu? Ba da, vorbește Biblia și plăcut lui Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, a contribuit cu ceva Noe la planul de salvare al mântuirii, cu corabia? A avut măcar ceva Noe de făcut acolo? Nimic. În detaliu Noe trebuia să respecte. O zis, ușit geamul acela, la corabie îl pui deasupra. Și știi cât de mare îl faci? De un cot. Nu parcă așa, țin minte. Un cot să fie. Un cot. 50 pe 50 de centimetri. O jumătate de metru, da? În detaliu, corabia să fie lungă de atâța, lată de atâța, coț înaltă de atâța. Să fie făcută din lemnul cu tare, unsă cu tacul, cu materialul cu tare. Ce frumos! Da? Ce frumos! Detaliile planului Dumnezeu le dă și tu nu trebuie să vii cu improvizații. Mulțumesc, Mihaela, că ai așezat și versetul 16 din Genesa 6, da? Când Dumnezeu spune și aduce planul și aduce toate elementele. Deci acceptă planul lui Dumnezeu. Uitați-vă, hai să luăm pe Pavel, dacă vreți. Saul din Tars. Un om după lege, spune Biblia, neprihănit. Așa spune el când scrie Filipeni. După lege era neprihănit. Da? Și se întâlnește pe drumul Damascului Hristos cu el. El credea că luptă pentru adevărul lui Dumnezeu. Și e gata să oprească ereticii aceia și prătăciți aceia din vremea aceea, da? Și iese Domnul înainte. Deschide, te rog, în Fapte, capitolul 9, să citim versetul 16. Știți? Toată întâmplarea aceea frumoasă când Dumnezeu îi se descoperă, stă de vorbă cu el, clar, îi așează planul lui Dumnezeu. Nu, versetul 6, te rog, 6 și apoi arătăm 16. Uitați, versetul 6. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. El realizează că aici e Dumnezeu cu planul lui. Planurile lui se dau peste cap. Păi cum tu nu știi ce să faci, Saule? Păi unde te-ai dus? Păi pornești și te duci nicăieri? Păi tu ăla care știai să vorbești mai multe limbi fluent în vremea aceea, erai pregătit la școala lui Gamaliel de teologie înaltă, erai și cetățean roman și evreu, erai un tânăr destoinic și frumos și pregătit și tu îl întrebi acum pe Domnul ce să faci? Da, pentru că vine Dumnezeu cu planul lui și îi răstornă planurile lui Saul. Dumnezeu pune mai pe deasupra planurilor lui, planurile lui Dumnezeu, deasupra planurilor lui Saul, Dumnezeu așează planul lui și spune și arată ceva și îl convinge, am un plan cu tine. Și omul ăsta înțelege și spune, Doamne, ce vrei să fac? Și apoi pune versetul 16, care deja îl vedem, și uitați ce îi spune, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Îi spunea Dumnezeu lui Anania, prorocului sau văzătorului, căruia i-a descoperit Domnul că trebuie să meargă să se roage pentru Saul, care orbise. Că ăsta se temea acum, că știa cine era.
dar nu știa că Dumnezeu deja venise cu un alt proiect și s-a desfințat, s-a anulat proiectul lui Saul. Și acum este pe rol proiectului Dumnezeu și Dumnezeu spune, în planul ăsta meu, eu am să-i arăt tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Dar ce frumos! Pune Mihaela 26, capitol fapte, versetul 19. Ascultați ce spune el când stă în fața soborului de judecată, la un moment dat. Versetul 19 din 26 capitol. 19, capitolul 26, versetul 19. Așa. Și ascultați ce spune aici, da? Îi explică la Agripa felul cum Dumnezeu i s-a descoperit și ce s-a întâmplat și de ce este tras el la răspundere și este, știu eu, prigonit. Și ascultați ce spune el. De aceea, împărate, din pricina planului lui Dumnezeu, de aceea, împărate Agripe, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Ce frumos! Putea să se împotrivească. Era la alegerea lui. El a întrebat, Domnul i-a spus ce plan are și a ales să accepte planul lui Dumnezeu. Și a zis, n-am vrut să mă împotrivesc. Ascultă-mă, în luarea deciziilor, nu te împotrivi planului lui Dumnezeu sau nu încerca să vii cu improvizațiile tale, să le pui la planul lui Dumnezeu, că s-ar putea să eșuezi. S-ar putea să fii dezamăgit. Lasă exact planul cum ți-l dă Dumnezeu. Că de les cum ți-l dă Dumnezeu, intri numai în el, ai satisfacția aceea a împlinirii și ești gata să-ți asumi în următorul punct, dacă vreți, în luarea deciziei după voia lui Dumnezeu în viață, următorul punct este, ești gata să-ți asumi toate riscurile și responsabilitățile slujirii sau planului pe care Dumnezeu ți-l pune în față. Ai, ești gata, ești pregătit, că știi că planul lui Dumnezeu e desăvârșit, e infailibil. El funcționează la parametri normal. Dacă ai lăsat să meargă după cum vrea Dumnezeu, vei ajunge să intri în binecuvântarea pe care i-a spus-o Dumnezeului Avram. Vei fi un neam mare, vei fi binecuvântat, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Vedeți ce frumos! Și omul ăsta nu se mai opune. Avram, dacă vreți, revenim așa în câteva cuvinte. Nu mai început să spună, Doamne, dar eu unde să mă duc? Că nici măcar nu mi-ai spus adresa. Ieși și te duci. Îți voi arăta eu țara. Tu acum ieși. Interesant e planul lui Dumnezeu. E în etape, nu? Prima dată ca la o casă. Planul numărul 1, fundația. Apoi planșa cu etapa a doua. Urmează, nu? Zidăria. Apoi cu acoperișul și apoi finisările. Deci toate și la o casă sunt, după înțelepciunea omenească, foarte bine aranjate. Așa și Avram. El a avut planul numărul 1, fundația. Au zis, ieși, îți faci bagajul și te duci. Pornești la drum. Că apoi am să-ți arăt eu mai departe. Vine momentul când intri în planul 2. Dar n-a întrebat, n-a cerut. El a acceptat și a asumat responsabilitatea asta și riscul. Mă lăs în mâna lui Dumnezeu. Nu mă apuc să mă îngrijorez. Nu mă apuc să pun întrebări, nu mă apuc să-L iau pe Dumnezeu la întrebări. A, dar știi, Doamne, cum sunt astăzi mulți, ascultați-mă și fac o paranteză, fără să mă fi gândit, dar mi se dă de la Domnul. Și poate sunt tineri care mă aud, dacă nu să le spuneți, să asculte predica. Când spune Dumnezeu că a sosit momentul în dreptul unui tânăr sau unei tinere să intre, să ia decizia în școala pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru el, în căsnicia pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru el. Știi, vii tu cu improvizațiile tale sau cu comentariile tale, nu sunt pregătit. Nu sunt pregătit. Numai puțin, adică cum? Păi planul e pregătit. Pavel spunea, noi suntem rânduiți numai să umblăm în faptele pregătite de el, în faptele bune pregătite de el. Nu merge să negociem noi și să luăm pe Dumnezeu la întrebări. A, frate, eu nu mă pot căsători până n-am casa mea, frate. Cum? Dar Avram, cu bulile în traistă, nu a avut nici geamantan de ăsta frumos.
troller de ăsta pe rotițe, nu? Nici avion. Nu știu cu ce s-a dus. O porni la drum, poate a avut vreo cămilă, eu știu ce. O porni la drum, s-a dus cu câteva hăinuțe, cu un burduf cu apă, cu un pic de pâine, turtă, ce-o fi avut. O pleca, scumpii mei. Când Dumnezeu spune, intră în lucrare și de n-ai nimic ca tânăr sau ca tânără, și de n-ai unde să stai, n-ai o casă, n-ai poate o meserie, încă nu ești unul realizat. Dacă o zici Dumnezeu, intră că e planul meu, intră că vine binecuvântarea. Că de nu pui mâna pe planul lui, planul tău poate eșua și s-ar putea să nu mai corespundă cu dorințele tale, să te dezamăgească deciziile care le iei, să fie deja, știi, prea târziu și apoi să te apuci să dai vina pe Dumnezeu. De ce numai țâie nu ți-o dat când ai, știu eu, sau cum mai nu merge? E foarte important. Știți, la unii Dumnezeu le dă planul mai repede, mai de tineri, că așa vede Dumnezeu că e bine. Să nu se încurce, să nu păcătuiască, să nu facă prostii. Nu, că așa o zis Pavel. Când ființele astea nu se mai pot înfrâna, să se căsătorească, că e mai bine să se căsătorească decât să ardă. Dar unii nu mă pot căsători, că n-am casă, dar unde s-o duc, frate? Păi, Domnul ți-a purtat de grijă și dacă nu-i găsi o chirie mai ieftină, cumpără-ți un cort. Și cu cortul te mai duci pe aici școală. Nu? Și există variantă. E hazliu, dar e real, să știți. Ai Dumnezeu, nu merge noi să facem, noi să punem planurile noastre după Lui. Adică noi să venim noi cu planul lui și să zicem, Doamne, dacă vrei, pune tu după nostru, eu numai așa. Pentru că urmează următorul punct în luarea deciziei. După ce îți asumi riscul acesta al responsabilității și ești gata să asculți de Domnul, trebuie să pornești înainte prin credință, fără să te uiți în urmă, fără să-ți pară rău, absolut nimic. Rămân prieteni, rămân rude. Rămâne nu știu cine, nu știu ce. Dacă Dumnezeu ți-a zis, acolo te duci. Evrei 11 cu 24, pune Mihaela. Evrei 11 cu 24. Uitați-vă la omul acesta pe nume Moise, de la care avem de învățat mult. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Mulțumesc, Mihaela! Lăudat să fie Domnul! Rămâne versetul ăsta un pic. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă, nici măcar de mânia împăratului. A rămas neclintit pentru că avea planul, proiectul la urma urmei, nu? În modul în care el a înțeles. Dar nu i-a mai pierdut rău că pierde, nu? Tronul putea să ajungă, putea, nu? N-avea faraon pe nimeni, numai o fică. Și putea ca fiul fiicelui faraon să fie un următor faraon în Egipt. Dar o zis, decât să fie acolo și să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, mai bine se duce prin credință și se duce nu știe nici el unde. Dar Domnul i-a purtat de grijă. Ce frumos că s-a dus prin credință și ce bine a ajuns la Ietro, la preotul acela minunat, care l-a primit cu drag, deși i-a dat la început să grijească niște oi. Ei, după aia ce-a făcut Dumnezeu din ea, i-a dat și nevastă pe Sefora și o femeie specială, nu? Și apoi i-a dat și sfatul la momentul potrivit. Doamne, ce binecuvântat a fost Moise, că a pornit prin credință, că nu s-a mai gândit că părăsește casa pe ai lui. La urma urmei spunea Domnul Iisus, nu? Cine iubește pe mamă, pe tată, mai mult decât pe mine, omul ăla nu-i vrednic de mine. Sunt mai multe locurile în Noul Testament, în Evanghelie, unde spunea Domnul lucrul ăsta. Mulțumesc, Mihaela. Știam că-l pui, de-aia am așteptat un picuț, nu? Uitați, Matei 10:37.
Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Adică, când e vorba să iei o decizie în viață, după planul lui Dumnezeu, păi prin credință te-ai dus și nu-ți mai pasă că plâng părinții sau că-ți plângi copiii. Tu zici, ăsta e planul lui Dumnezeu și mă așez în el că voi fi binecuvântat. Slăvit să fie Domnul! Și apoi, ultimul punct și am încheiat, că și așa m-am lungit mai mult decât mi-am propus. Nu uita, în ultimul rând, gândește-te la final, la răsplata, la câștigul. Mai pune versetul 26 din Evrei 11 încă o dată. Evrei 11 cu 26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Extraordinar! Ce fanatic! Fără minte! Cum? Adică să fie ocărât și să însemne mai mult decât bogățiile și comorile Egiptului. De ce? De ce erau calculele făcute așa? Ultima parte. Pentru că el o tras o linie și o zis, avea ochii pironiți spre răsplătire. El nu se uita la vremea vremelnică. Poate s-o uita și-o zis, faraon, câți ani are? E bătrân, în curând pleacă. O știut poate istoria celuilalt faraon dinaintea lui. Și-o zis, a plecat. Și-o zis, nu se merită pentru răsplătirea aia veșnică să-mi pierd cea mai mare valoare, finalul care doresc să-l am. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 2, dacă nu greșesc, lucruri frumoase, de pe la versetul 12 jos sau nu știu care, lucruri care la mintea omului și la inima omului nu se pot concepe, nu se pot înțelege. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc, de la versetul 9, da, uitați. Dar după cum este scris, lucruri pe care ocul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nu uita, în ultimul rând, contează enorm să te gândești la final, la răsplată ce te așteaptă. Și pentru viitorul vieții veșnice, pentru veșnicia lui Dumnezeu, să poți lua decizia cea mai bună. Decizia cea mai bună. Pentru că vine momentul când trebuie să decizi cui vrei să slujești. Și cu asta voi încheia. Alege, omule, e decizia, e alegerea ta. Cui vrei să slujești? E important să-L alegi pe Hristos și să le socotești toate, spunea Pavel în Filipeni acolo, prin capitolul 3. Pentru prețul nespus de mare al chemării cerești, socotești toate ca un gunoi. Nu mai au valoare. Cum? Studii, pregătire, da, da. Nume, tu erai neprihănit după lege, da. O zis, ca să câștig pe Hristos, pentru El am pierdut toate. Dar era o pierdere cu mare câștig în viitor. În viitor. Nu se vedea acum, da? Investiția, nu se vedea pierderea aceasta. O zis, pierd acum, dar câștig în viitor pe Hristos. Și ăsta e cel mai bogat. Lăudat să-i fie numele. De aceea nu uita în ultimul rând. Să ai mereu ochii ațintiți spre răsplătire. Și pentru răsplătirile care te așteaptă, ia decizia să-L urmezi pe Dumnezeu, să-L slujești împreună cu El, așează-te în planul Lui, du-te prin credință și rămâi în schema planului Său și atunci vei fi binecuvântat. A Lui nume să fie slăvit și Domnul să vă binecuvinteze pe toți vitejilor. Amin. Amin. Domnul să te binecuvinteze, fratele Nuț. Frați și surori, am vrea să facem o rugăciune înaintea Domnului. Așa cum am auzit din cuvântul Domnului, să rugăm pe El să ne ajute ca și noi, privirea noastră să fie ca lui Moise, îndreptată înspre răsplătirile veșnice, pentru că numai El ne le poate da. Haideți să ne deschidem cu toții microfoanele și să intrăm într-o rugăciune și să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să trăim după voia Sa. Amin.